Doamnelor, domnilor, vă spun bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dreptul la Sănătate. În această seară, alături de noi este doamna dr. Florinela Bălan, specialist în medicină holistică, cu care vom vorbi despre stres, principala cauză a bolii. Vă spun bună seara, vă mulțumesc pentru faptul că și în această seară sunteți alături de noi, alături de argeșeni și nu numai, și sunteți prezentă cu o temă, zic eu, destul de interesantă. Sigur că da. Ca în fiecare miercuri și de astăzi începând, în fiecare miercuri la dumneavoastră în emisiune, pentru că am hotărât să lărgim puțin cadrul acestor emisiuni, trebuie să știți că ne aplecăm astăzi cu bucurie, eu, dumneavoastră și telespectatorii noștri din țară și din străinătate, că știți, asupra unui flagel, să zicem așa, numit stres, pentru că este una din problemele cu care se confruntă societatea la nivel mondial. Și o să vedeți că implicațiile din punct de vedere medical sunt majore, într-adevăr. Toată lumea știe că stresul este cauzator de boli. De ce până acum nu s-a găsit o soluție la această problemă? Pentru că este o problemă cu care am putea spune că se confruntă 80% din populație. Acesta e adevărul, într-adevăr, că ne confruntăm cu stresul și până acum medicina și poate de ce nu și celelalte, să zicem, categorii sociale, pentru că nu e numai o problemă a medicinii, știi, stresul. Ar trebui să fie problema unui randamentului ființei umane, în primul rând, da? Și la servici și în toate sferele sociale. Dar, într-adevăr, nu prea avem foarte multe metode prin care să putem să lucrăm asupra stresului și o să vedem că avem și niște probleme de adaptare ale noastre. Cu alte cuvinte, dar știți de ce? Pentru că viața e din ce în ce mai stresantă. Adică, știți, e cam povestea aceea. La un moment dat era așa o luptă între virus, bacterii și cei care creează antibiotice și întotdeauna virusii și bacteriile devin performanți și găsesc noi metode de adaptare și întotdeauna reușesc să fie mai buni decât antibioticele. Adică, știți, natura întotdeauna bate mintea umană. Trebuie să știți că, într-adevăr, stresul este din ce în ce mai mult. Și trebuie să vedeți că este mult mai complicat decât credem cu acest stres. Eu astăzi am ales aceasta, împreună cu dumneavoastră, această emisiune, ca să vorbim pe larg, pentru că o să vedeți că lucrurile sunt multifacetate, la fel cum face de obicei medicina holistică. Mie mi s-a părut un subiect interesant și o să vedeți că este și un punct în vindecare, în momentul în care începem să vedem, de fapt, cum lucrează stresul asupra corpului și cum corpul reacționează la stres. Acum trebuie să știți că, cum spuneam, reacționăm diferit la stres. Adică dacă, de exemplu, pentru dumneavoastră ceva este considerat stres, poate pentru mine nu este stres. Același lucru și aceeași agresiune. Cu alte cuvinte, avem grade de stres și de asemenea avem grade de toleranță individuală la stres. Și de aceea cum definim stresul, cum anume, cât anume și pe cine afectează stresul și ce înseamnă stres, multe întrebări aici. Pe de altă parte, vreau să spun că dacă ar fi să ne gândim ce este stresul, este un act perturbator, este ceva în exces în orice caz, că e prea mult, asta este clar. Cu alte cuvinte, este ceva destructiv, deci nu este ceva benefic și vedeți, nu știu dacă știți, dar el poate fi și din exterior și din interior. Nu știu dacă știți acest lucru. De exemplu, când vorbim de stresul interior, trebuie să știți că noi putem să fim generatori de propriul nostru stres. Există persoane care se autostresează prin felul lor de a fi. Adică își creează multe probleme, deși ele n-ar trebui să se întâmple. Cu alte cuvinte, sunt foarte emoționale, cu alte cuvinte, interpretează foarte mult ce se întâmplă în jur, sunt pătimași, așa spun eu. Asta este o dereglare, dar trebuie să știți că este generatoare de autostres. Și atunci poate nu sunt într-un serviciu foarte stresant, poate nu au cea mai stresantă șefă, poate că în familia lor este foarte bine, dar este suficient ei cu ei ca să fie deja într-o stare conflictuală interioară și să vorbim despre stres acolo. Pe de altă parte, stresul de obicei, știți, noi vorbim așa, când ne gândim la stres, ne gândim la stresul cotidian, știți? Adică tot ce se întâmplă până te duci la servicii, starea aceasta de alertă în care trăim goană, trăim contra cronometru, știți acest lucru? Trăim într-o viteză de a face bani, trăim într-o viteză de a munci, trăim într-o viteză de a ne trăi viața, adică e totul la super viteză și foarte stresant, nu mai e nimic relaxant, știți că, apropo, opusul stresului este relaxarea. Dar trebuie să știți că poate fi considerat stres și o agresiune virală. Adică, de exemplu, un virus de tip D, într-o hepatită de tip D, e tot un fel de stres, de o agresiune, atât timp cât rămâne în corp foarte mult timp și corpul nu poate îndepărta, este tot o formă de stres. Deci când vorbim de stres, să știți că este foarte complicat. Pe de altă parte, da, doctorul Bruce Lipton afirmă că peste 95% din boli își au originea în stres. Cu alte cuvinte, medicina, dar și, să zicem, lumea socială și, în general, societățile spun că, într-adevăr, recunosc că, într-adevăr, stresul este foarte mult cauzator de boli. Pe de altă parte, dacă accesezi cuvântul stres și cauți, să zicem, pe internet acest cuvânt, trebuie să știți că se accesează 67 de milioane de site-uri care toate spun ce are legătură cu acest stres. Deci este un cuvânt magic, pentru că este vorba de mult stres și este mult stres legat de boli. Cert este că stresul acționează, deci, ca un factor agresiv, dar să știți că în multiple planuri, e și în 4D, adică știți, la fel ca medicina holistică, adică, de exemplu, la nivel mental, da, poți să fie că te-ai stresat foarte mult la servici, la nivel emoțional, de exemplu, când treci prin niște probleme, un divorț, deci este un stres emoțional puternic, de asemenea, psihic, de exemplu, când faci o depresie, sufletește dacă, de exemplu, pierzi pe cineva drag și, de asemenea, toate acestea, că poate să fie una sau toate sau pe rând, produc în timp boli în fizic, adică au repercusiune acest stres în timp pe perioadă lungă în fizic. Cu alte cuvinte, întrebarea care se pune la ora asta este așa: cum putem, dacă putem reduce stresul, și nu prea putem să reducem stresul, păi uitați-vă câte conotații are, sau să ne adaptăm noi, sau să găsim noi ceva să ne adaptăm la stres, pentru că depinde cum privim lucrurile, cum putem să facem acest lucru și că, ca să putem să începem să lucrăm despre această problemă, ar trebui să vedem, practic, să studiem cum reacționăm noi ca ființe umane la toate aceste lucruri considerate stres. Deci problema este foarte complexă, după cum vedeți. Dumneavoastră sunteți medic. Da. Este corpul omului pregătit să facă față stresului? Pentru că am observat că, așa cum ați spus, este un cuvânt magic și... Da, cu foarte multe... e foarte bună întrebarea, da. Pentru că o să vedeți că teoretic suntem pregătiți, dar practic nu prea reușim să facem față, adică deși avem pregătire în domeniu, știți, pentru acest lucru, nu reușește corpul să se adapteze practic la ce se întâmplă după ce începem să controlăm stresul, adică începem bine, dar undeva ne pierdem pe traseu în a controla acest stres, mai ales dacă el durează pe perioadă foarte lungă. Ia uitați, da, știți că avem un centru de control al stresului în corp? Deci avem un fel de organism dotat care se ocupă cu controlul stresului. Așa, un compartiment. Știți cum e într-o firmă foarte mare, compartimentul despre stres. În astfel de situații, să știți că, bineînțeles că cred că v-ați gândit că acest compartiment este legat de sistemul nervos central, că cine poate controla stresul decât, să zicem, șeful. Și fiind o problemă delicată, este la nivel superior tratată. Trebuie să știți că dacă ne raportăm la un stres fiziologic, ce înseamnă un stres fiziologic? O situație, să zicem, stresantă în corp, adică o problemă în corp, da? Care poate să fie de diverse naturi. Deci în acest stres fiziologic, în practic, centrul de control al stresului este gestionat de trei lucruri, și anume de o axă, să zicem, da, o legoconexiune între o zonă din creier care se numește hipotalamus, apoi de o glandă pituitară numită și glanda hipofiză și de niște glande suprarenale. Deci aceste trei cuvinte cheie țin de centrul de comandă a stresului. Dacă, nu știu dacă știți despre hipotalamus ceva, hipotalamusul este o formațiune din creier, este un fel de unitate centrală de prelucrare din creier de date. Ea este în strânsă legătură cu glanda hipofiză, deci așa sunt foarte apropiate, colaborează intim, să zicem, și acest hipotalamus, care este o zonă din creier, are conexiuni cu sistemul limbic, fiind centrul emoțiilor. Că știți că avem și un centru de emoții din creier, nu știu dacă știați, se numește sistemul limbic. Eu, de exemplu, pe retrosomatograf vizualizez foarte bine hipotalamusul, dacă este în stare de echilibru sau nu, și de asemenea și sistemul limbic și, de exemplu, și glanda pituitară sau glanda sau hipofiza și suprarenalele. Deci, de exemplu, în medicina holistică, toate aceste lucruri sunt foarte bine investigate, se lucrează foarte bine cu frecvențe pe toate acestea. Deci noi supraveghem chiar foarte mult acest centru de control, adică face parte din reperele primordiale. Aproape că sunt primele verificate. Și spuneam că acest hipotalamus, care are legătură și cu restul creierului, are legătură cu glanda pituitară și cu restul zonelor, de exemplu, atât cerebrale cât și din creier, prin hormoni. Adică asta este, de fapt, prin ce se transmit sau prin ce se reglează partea asta de stres sau în corp. Hormonii ăștia îi produce și eliberează glanda pituitară, care este, vă spuneam, în legătură cu hipotalamusul. Deci avem hipotalamusul, care este zona din creier și care această zonă, fiindcă o stație foarte importantă, reglează stresul din corp prin declanșând în glanda pituitară hormoni. și acești hormoni o să vedeți că ei se duc în tot corpul și încearcă să regleze o reacție a corpului în fizic, emoțional, mental, în toate așa, la stres. Acum, nu știu dacă știți despre hipotalamus, că fiind șeful, știți, centrului de comandă, mă gândeam să vorbim un pic despre el. Acest hipotalamus reglează foarte multe în corp. Uitați-vă câte funcții are, așa, reglează tensiunea arterială. De aceea ar fi foarte important când se reglează tensiunea arterială să verificăm și care este activitatea în echilibru sau în dezechilibru a hipotalamusului. Și trebuie să știți că marea majoritate a medicilor n-au acces, să zicem, în medicina obișnuită, n-ai acces să vezi hipotalamusul. Noi, pe electrosomatograf, în medicina holistică, vedem aceste informații foarte bine. Știm exact dacă hipotalamusul funcționează bine sau nu. Pe de altă parte, temperatura din corp este reglată de la hipotalamus. Apoi, reglarea de apă, de exemplu, prin reflexul de sete. Știți dacă bem sau nu bem apă. Și, de asemenea, funcția rinichilor este foarte important, pentru că rinichii sunt legați, deci, de hipotalamus. Hipotalamusul și glanda hipofiză se dereglează, sunt blocați de obicei în depresii și de aici legătura dintre, de fapt, rinichi și depresie. Pentru că trebuie să știți că sunt foarte puțini medici care știu să controleze, de exemplu, când este vorba de o depresie, să controleze funcția rinichilor. Este foarte important să te duci să vezi funcția rinichilor, pentru că este primul pas în vindecarea rinichilor. Și eu pun pariu pe cât vreți că întotdeauna când există o depresie, există și o perturbare la nivelul rinichilor, care poate să fie așa, sub formă de calculi, sub formă de, să zicem, o infecție supraadăugată acestor microcalculi care, cum să zic, blochează cumva funcția secretoare a rinichiului și excretoare a rinichiului și de asemenea pot să mai fie așa numitele chisturi sau și lucruri mult mai complicate ca de exemplu nefropatii de gen cu pierdere de lichide sau diverse alte lucruri ca de exemplu glomeropatii și alte nefropatii, să zicem. Pe lângă acest lucru trebuie să știți că și problema, de exemplu, laptele de mamă, cantitatea de lapte de mamă și contractarea uterului, apropo, se poate vedea pe hipotalamus dacă, de exemplu, femeia însărcinată are niște probleme și atunci poate să piardă o sarcină, deși lucrul ăsta este reglat tot de la hipotalamus din creier. Apoi, impulsurile emoționale, foarte important, prin sistemul limbic se lucrează, deci acest lucru este foarte important, deci dacă vrei să reglezi emoțiile unui pacient, trebuie să verifici și starea hipotalamusului și să reglezi acest lucru, se poate face în medicina cuantică prin vibrații. Hormonul de creștere, pentru că sunt foarte mulți copii care nu cresc. Și trebuie să știți că creșterea se face până între 16 și 18 ani, maxim până la 18 ani și există această posibilitate pentru persoanele care nu sunt foarte dezvoltate. Știți, n-au crescut, știți că mai sunt copii sau sunt prea crescuți, adică au crescut prea mult, că și lucrul ăsta, fiind o dereglare la nivelul hormonului de creștere, deci al hipotalamusului, în momentul în care emiți niște frecvențe cu RAIOCOMP, cum lucrăm noi, poți să reglezi acest lucru natural, fără hormoni, fără alte implicații secundare. Glandele suprarenale, cum spuneam, care sunt, să zicem așa, ultima stație finală a acestei axe hipotalamus, hipofiză și suprarenale, care sunt foarte importante, pentru că de cele mai multe ori, dacă stresul durează foarte mult, se epuizează. Noi avem persoane de cele mai multe ori care au epuizat, adică au fost supra-solicitate aceste suprarenale și atunci nu mai există o rezervă, adică pacientul este așa ca stors de energie, ca să înțelegeți cumva. Și mai sunt aici și hormonii tiroidieni, ca și activitatea organelor sexuale și de asemenea foarte importantă. Iată deci cât anume, care sunt, să zicem, care este aria de impact a acestei zone din creier numită hipotalamus și câte modalități, de exemplu, de tratament și de abordări poți să le ai din punct de vedere holistic dacă cunoști aceste conexiuni, care sunt niște conexiuni fiziologice pe care le știe fiecare medic în parte. Problema este că nu prea există modalități ca să poți să investighezi această, să zicem, această zonă din creier. Pentru mine a fost o revelație când am lucrat pe electrosomatograf, de când lucrez pe electrosomatograf, pentru că îmi dă foarte multe posibilități de a vedea, de exemplu, dacă este echilibrată hipotalamusul, toate glandele din corp, glanda pineală, ce nu se poate, la ora asta nu se poate măsura glanda pineală altfel, glanda pituitară, adică poți să vezi de asemenea sistemul limbic al emoțiilor, poți să vezi o depresie desfășurată, adică îți indică o depresie. Astea sunt niște lucruri pe care numai medicina holistică mi-a dat această șansă să pot să discut cu ele. Acum, cu alte cuvinte, cum funcționează? Când apare un stres, Să zicem că dumneavoastră aveți foarte multe emisiuni într-o zi. Vă dau exemplu dumneavoastră. Aveți, nu știu dacă ați avut, în ultimul timp am văzut că sunteți la foarte multe emisiuni. Am remarcat lucrul ăsta și că ați devenit așa omniprezentă mai mult decât alții. Și asta înseamnă că treceți printr-o perioadă stresantă, că așa arată. Da? Așa ar veni. Pot să neg. Da, așa este, sigur că da. Trebuie să știți că cum funcționează organismul într-o astfel de situație este că se descarcă din centrul de control hormoni în corp. Și acești hormoni sunt de genul așa, adrenalină, adrenalină și noradrenalină, știți? Adrenalină, hormonul stresului. Cortizol, ca și acesta, are o valoare foarte mare. Pe retrosomatograf se poate vedea nivelul acestora, adică se poate măsura exact apreciativ, nu ca și cantitate, nivelul de cortizol e foarte important. Apoi, de exemplu, nivelul de glucoză și de insulină și hormonii de creștere, dacă este cazul, pentru a face față acestui stres, adică se declanșează așa o ploaie de hormoni ca să facem față stresului. Acum, e foarte important și nu știu dacă există undeva în medicină, în afară de unde lucrez eu în medicina holistică, această posibilitate de a măsura calitatea de stres. Cum putem noi să măsurăm care este nivelul de stres în organism? V-ați gândit că e foarte interesant. Adică eu vreau să știu că înțeleg că sunteți stresată, să zicem. Eu glumesc acum, știți, vă dau exemplu. Dar cât de stresată sunteți? Adică, de exemplu, putem să vă mai încărcăm cu încă 5 emisiuni sau cu încă 10? Cât țineți la stres? Cât mai puteți să fiți, să zicem? Se îmbolnăvește o colegă, dar de asta știți să mai țineți încă 5 emisiuni. Puteți face față. Nu m-am făcut exercițiul ăsta de imaginație. Și cât puteți să faceți față? 5 emisiuni, 6 emisiuni, 7. Am putea măsura asta ca să știm cam cum reacționați. Există un test. Există un test care măsoară acest lucru în corp. Se numește testul variabilității pulsului. Prin măsurarea pulsului. Și știți că pulsul crește dacă ai o problemă. Dacă nu ți-e bine, crește pulsul. Și știți că atunci când luăm, de exemplu, tensiunea, când măsurăm tensiunea, sunt situații când tensiunea este bună, dar pulsul e foarte mare. Știți acest lucru, că sunt pacienți care spune, tensiunea este bună, dar am un puls peste 100, e foarte mult, normal e cam 70. Se numește HRV, adică testul variabilității pulsului. Acum, el ce măsoară? Măsoară creșterea și descreșterea, adică măsoară diferența, delta, adică măsoară diferența dintre variabilitatea, dintre creșterea și descreșterea bătăilor cardiace în corelație cu respirația. Și se poate face un test de efort, de exemplu fizic, sau poate să fie un, de exemplu, un șoc emoțional. Se poate crea un șoc emoțional și se măsoară cum cresc și descresc apoi bătăile cardiace când tu ești pus într-o situație limită. Adică când respiri mai greu, că de fapt astea sunt situațiile limită, când respiri mai greu. Poți să, de exemplu, să mergi pe o bandă de alergat, știți? Când mergi pe banda de alergat, nu știu dacă ați văzut că pe banda de alergat, că dumneavoastră nu faceți, dar eu fac pe banda de alergat și trebuie să știți că acolo arată cum începe după un anumit timp, cum îți crește pulsul când tu faci efort, din ce în ce mai mare și vezi dacă tu poți să, eu asta așa măsor, poți să văd dacă la un anumit grad al alergării mele, pulsul meu care inițial crește, se regularizează apoi, începe să ajungă la cât de cât la normal. Nu ajunge chiar la normal, dar un pic mai mult decât normalul, dar totuși scade. Deci ajunge la un moment dat la 100 și după care ajunge pe la 80, normalul fiind 70. Știți? Deci există o diferență între... În momentul în care, să zicem că eu am crescut la 100 cu pulsul, pentru că alerg din ce în ce mai mult pe bandă, dacă eu sunt obișnuită să merg pe bandă sau dacă nu e prima dată sau dacă am experiență pe asta și am mai făcut efortul de genul acesta și fac față și nu sunt prea stresată, așa în general, trebuie să știți că corpul meu se adaptează repede. Deci foarte repede încep să scad și mă adaptez, pentru că am trecut cu bine, cu brio, acest stres, că e un stres. Dacă, în schimb, eu nu am o diferență foarte mare, adică rămân cu un puls foarte mare pe o perioadă foarte lungă, arată că eu nu mai am capacități, nu mai am rezerve de a mă adapta la acest stres. Cu alte cuvinte, putem să vedem dacă suntem echilibrați sau nu suntem echilibrați din punct de vedere al stresului și diferența asta ne arată de fapt. Practic, partea care se ocupă de tot ce se întâmplă în buna funcționare a organelor, nu știu dacă știți că o parte din sistemul nervos central, sau știți acest lucru, de sistemul nervos central și sistemul nervos autonom, nu știu dacă știți despre asta. Să vă explic. Deci, în corpul dumneavoastră, de exemplu, sunt foarte multe organe, știți? Da. Organele acestea, de exemplu, inima, bate ritmic. De exemplu, clipitul dumneavoastră este reflex, că dumneavoastră nu sunteți prezentă când clipiți. Adică știți că clipiți, aveți o chestie, dar nu conștientizați foarte tare, e automat. De asemenea, respirați. Deci inspir și expir. Lucrurile acestea, peristaltismul intestinului gros și al stomacului, toate lucrurile astea se întâmplă într-un mod automat și natural. Și dumneavoastră nu sunteți prezentă. Cine credeți că se ocupă de toată acest lucru, care să știți că e foarte complicat? De exemplu, și creșterea părului automată, a unghiilor. Cineva foarte deștept, nemaipomenit și grozav, din cadrul sistemului nervos se ocupă de acest lucru. Se numește sistemul nervos automat, pentru că e automat, e pus pe automat, adică merge singur. El se numește sistemul nervos vegetativ, de fapt. Dar eu i-am spus automat ca să înțelegeți că e automat, dar se numește și automat. Automat vegetativ. Și are două componente. Sistemul nervos vegetativ simpatic, dacă ați auzit, și sistemul nervos vegetativ parasimpatic. Nu știu dacă știți despre ele. Ați auzit despre ele? Am auzit în liceu la biologie, când am discutat despre aceste aspecte și din câte știu, sistemul nervos simpatic se ocupă de stres, bun, descarcă adrenalină, hormonul stresului, ca să putem face față. Foarte bine, ați știți bine. Din aducerea aminte. Nu știu ce notă ați avut la biologie, dar știu că știți. Acum eu aș vrea să vorbim, fiindcă vorbim de stres, trebuie să vorbim de cine se ocupă cu stresul și de anume de acest sistem nervos vegetativ, simpatic și parasimpatic. Să vorbim despre cel simpatic, că e mai simpatic. El funcționează, nu știu dacă știți, exact pentru stările acestea de alarmă, deci este cumva de serviciu, e ca pompierul, știți, adică dacă sună alarma, el trebuie să repede să se îmbrace, să ducă, să facă ceva. Deci este de gardă non-stop, cum ar veni. Este menit să ne salveze când avem o problemă de viață și de moarte, adică interacționează în situații critice. De exemplu, vă dau un exemplu, dacă mergem pe stradă și după aceea traversăm pe trecere de pietoni, noi în general suntem mai relaxați când trecem pe trecerea de pietoni, deși n-ar trebui să fim, că știți că se întâmplă multe evenimente chiar pe trecerea de pietoni. Suntem un pic mai relaxați și la un moment dat să zicem că vine totuși o mașină și acea mașină ne sperie foarte tare, că încearcă să pună o frână totuși, că ne-a sesizat între timp, dar pe ultimii metri, și noi în momentul ăla avem așa o stare în care corpul nostru involuntar, fără să conștientizăm, se oprește și se dă înapoi. Da? Da. E, toate aceste acțiuni ale noastre făcute subconștientul nostru, adică inconștient vreau să spun, deci nu suntem prezenți, încercând să ne apărăm, sunt dirijate de sistemul nervos vegetativ simpatic. Este cumva o modalitate prin care corpul nostru descarcă adrenalină, că așa, această adrenalină ne face, se duce la un moment dat și ne pune să acționăm în așa fel încât să ne apărăm de acest eveniment. Deci este o formă de apărare involuntară, sau o mamă când își trage copilul și îl salvează, știți, nici nu știe ce face, deci acționează în așa fel încât putem să facem lucrul acesta. Se numește și sistemul luptă sau fugi, adică apare în situații limită și ce înseamnă? Este o stare așa de alertă, de stres, că e asociat cu stresul, și de încordare, de stare de tensiune în orice caz. Acum, pe lângă sistemul nervos vegetativ simpatic, există și sistemul nervos vegetativ parasimpatic. Acesta, parasimpaticul, e foarte interesant pentru că trebuie să știți că este legat mai mult de medicină, pentru că este cel care răspunde la creșterea tuturor celulelor, divizarea lor și mai departe, dar și despre vindecare. Trebuie să știți că atunci când ne vindecăm, ne vindecăm sub bagheta acestui sistem nervos vegetativ parasimpatic și de întreținere și de întreținerea, să zicem, actului de vindecare și de relaxare. Deci sistemul nervos vegetativ parasimpatic ne relaxează, adică în momentul în care noi mergem undeva la munte și nu mai suntem stresați, acesta acționează, că ne relaxăm, e stare de bine. Acum, doctorul Doris Rapp, care este medic, femeie și este cea mai bună alergologă din lume, ea a emis o teorie a paharului de stres. Care, ce înseamnă paharul de stres? Adică este cantitatea de stres pe care o putem suporta înainte de a claca. Pentru că la un moment dat, dacă stresul este pe termen lung, foarte mult și foarte... noi la un dat clacăm. Și atunci trebuie să știți că acum e foarte important că fiecare are un pahar, știți, de anumită cantitate, deci nu este unitate de măsură la toți la fel. Deci acest nivel al paharului de stres este diferit, este total individual, fiecare are paharul lui. Și câtă vreme paharul nu este plin, noi facem față la stres fără să ne afecteze în fizic, adică fără să ne îmbolnăvim, să zicem. Dar când paharul se umple, trebuie să știți că și dă pe afară, atunci trebuie să știți că noi clacăm. Și organismul cedează undeva, se îmbolnăvește. Dar unde credeți dumneavoastră că cedează organismul, știți? Este așa ca la un sistem, să zicem, de conducte, cedează acolo unde e conducta veche sau unde are conducta o problemă. Deci cedează într-un punct, care acest punct se numește veriga cea mai slabă. Adică că este punctul critic tendonului Ahile, ca să zicem, al fiecărui pacient în parte. Și acum eu aș vrea să vorbesc un pic despre tendonul lui Ahile, așa, veriga slabă, pentru că această verigă slabă este foarte mult legată de modul în care noi ne agresăm anumite organe. Și am vorbit despre asta în alte emisiuni. De exemplu, dacă suntem niște persoane care suntem perfecționiste și vrem neapărat ca lucrurile să iese bine și ne supărăm dacă nu ne iese și suntem competitive și suntem așa pătimași în ceea ce ne dorim, trebuie să știți că noi emitem foarte mult sau creăm foarte multă supărare în corp, știți? Ne enervăm foarte ușor. Această supărare se duce pe un organ numit ficat. Și trebuie să știți că pentru o persoană care a cărei, să zicem, vorbim aici de o dereglare psihoemoțională, mentală mai degrabă, ca tipar de gândire, un tipar greșit, adică prea mult perfecționist, adică buton dat prea mult la dreapta, trebuie să știți că agresând ficatul, ficatul pentru acea persoană reprezintă veriga slabă. Adică dacă în situații de stres, acea persoană se îmbolnăvește cu ficatul. Acolo e locul unde, indiferent ce se întâmplă, ce agresiune are din alte puncte de vedere, tot ficatul crapă, pentru în ghilimele. Ficatul clachează, pentru că este punctul vulnerabil. Fiecare dintre noi avem un organ vulnerabil și trebuie să ne-l depistăm. Ar fi bine că în discuția cu medicul de medicină holistică sau un medic să știm care este punctul sensibil. Pentru că trebuie să avem foarte mare grijă, trebuie să începem să cunoaștem simptomatologia legată de punctul sensibil, pentru că în momentul în care ne dă semnale, noi trebuie să știm că deja s-ar putea să fi clacat acolo. E prea mult stres și trebuie să mergem să ne relaxăm, să începem să ne rezolvăm problema noastră. Eu mi-am înfundat nasul, să știți că n-am făcut un semn ca doamna Udrea. Eu am o problemă decât de nasul înfundat. După aia mi-am dat seama că s-a făcut oricum mare tam-tam pe semnul acesta. Acum nu știu dacă doamna Udrea avea punctul sensibil nasul, știți? Că tot îl arată, dar nu știu dacă lucrul ăsta este. Inevitabil, mintea mea s-a dus acolo. Am văzut că ați început să zâmbiți, m-am și gândit de ce, mi-am dat seama că nu, am nasul puțin înfundat, pentru că la dumneavoastră aici este foarte uscat și eu lucrez într-un, la mine și la birou, o stare de umiditate care trebuie să fie ca să respir foarte bine. Sunt foarte sensibilă la nivelul de respirație și tot în stările de uscăciune mă deranjează și mi se înfunda sonare. Este și un pic călduț la noi în platou. Da. Și sunt persoane la care alte, de exemplu, punctul slab este stomacul. De exemplu, știți care? Acele persoane care se îngrijorează foarte tare. Doamnele, acelea în special doamne, sunt și bărbați, dar mai puțin, care, de exemplu, sunt îngrijorate și în timp ce gătesc pentru familie, mai ales dacă sunt bunici, se gândesc ce face soțul, ce face fica, ce fac cei trei gineri, ce fac, și adică poartă griji pentru toată lumea. Se supraresponsabilizează, se îngrijesc de toți. Inima pentru persoane care sunt foarte generoase și care nu știu să lucreze cu iubirea foarte mult, și atunci trebuie să știți că punctul sensibil este inima. Pancreasul pentru persoane care sunt foarte, care să zic că nu se înțeleg foarte bine cu ceilalți și atunci fac diabet sau diverse probleme, și poate să fie și intestinul gros dacă sunt niște persoane care nu știu să proceseze, să treacă peste anumite probleme emoționale și pun la suflet și apoi la intestinul gros toate durerile sufletești ale lor, dar și ale celorlalți din familie, pentru că sunt persoane care sunt un fel de, să zicem, vampiri energetice, adică adună foarte multă durere sufletească, nu știu să o folosească, de obicei aici în cavitatea abdominală se pune și fac puțină burtică, trebuie să știți, femei și bărbați, acolo e setul durerii sufletești. Și deci, practic, aceste puncte, aceste zone sunt un fel de veriga slabă pentru fiecare. Alții au veriga slabilă plămânul, în special copiii, de exemplu, și e foarte important, sau persoanele care, de exemplu, au suferit foarte mult și sunt foarte mâhnite și triste. Sunt persoane care au o tristețe interioară foarte mare. Și uitați, e foarte important să ne cunoaștem această verigă slabă. Acum, e foarte important că până aici lucrurile stau bine, că ce se întâmplă este că practic, să zicem, clachează organismul, ca așa am zis, undeva în corp, și n-ar fi așa o problemă până acum, pentru că ne-am duce cu acea boală să o tratăm până la urmă și am rezolvat problema. Acum, ce se întâmplă de aici încolo, că până acum ar fi normalul cumva, că suntem prea stresați, mă rog, încercăm să facem față. De aici încolo se întâmplă un lucru care este foarte periculos. Și anume, când organismul, de exemplu, intră în avarie, deci că are o problemă pe un organ, să zicem că a clacat la nivelul ficatului, să zicem că vezicula biliară face niște crize. O doamnă, de obicei doamnele, care se enervează și fac o criză de colecist. Așa numitul colecist disfuncțional. Dar trebuie să știți că este un semnal de alarmă că e o problemă și clachează ceva acolo, pentru că e foarte mult stres. Noi îi spunem, e o problemă de colecist, luăm un ceai, luăm niște colebii, nu știu dacă am voie să spun, mă rog, că de obicei asta se ia și ok, hai că rezolvăm. Ar trebui să vedem că avem o problemă, că de obicei când clachează ficatul, primul care cade e vezicula biliară, ea fiind cea care protejează ficatul, și același lucru, când e o problemă pe veziculă biliară, e problemă și pe ficat. Mulți spun care e problema, că am puțin la o vezică, nu e o problemă. Da, trebuie să știți că o vezica este, când pică vezica, următorul e ficatul, adică e mai grav când pică vezica, e foarte important să fim atenți la această veziculă biliară. Și atunci când organismul, spuneam că este în avarie, deci a picat ceva, se dă alarma. Se dă alarma, e așa ca la pompieri. Și când bate alarma, de la creier pleacă un semnal foarte interesant, s-a descărcat hormonii aceia, știți, pleacă un semnal direct spre sistemul imunitar. Ce credeți? Care sistemul imunitar are rolul că este doctor interior și el se ocupă cu vindecarea în corp, știți? Și înlătură toate agresiunile. Și ce credeți că se întâmplă cu sistemul imunitar? Îi se transmite mesajul închide și oprește. Adică este închis, dat pe buton de stand-by sistemul imunitar. De ce credeți? Pentru că în logica organismului nu se consideră că stăm de așa ceva. Adică avem urgență și nu stăm noi acum să retratăm nu știu ce virus, dacă nu e foarte agresiv. Că noi acum nu putem să ne ocupăm de alte lucruri mici. Ne ocupăm de starea de urgență, știți? Și mai ales că sistemul imunitar consumă foarte mult, e un consumator de energie enorm în corp, foarte mult consumă. Și trebuie să știți că toate lucrurile care consumă multă energie se închid. Deci e ca și când se intră la urgență. Să vă dau un exemplu. Eu am lucrat, când eram eu în tinerețe, la o întreprindere. Așa am lucrat. Și la o întreprindere foarte mare, cu 7.000 de angajați. Și în momentul în care, de exemplu, aveam diverse situații, că aveam și staționar acolo și erau pacienți, de exemplu, cu probleme în paturi, dacă între timp cădea cineva de la înălțime, că la întreprindere cade, știi, și noi ne duceam cu salvarea să luăm acea persoană, numai acea persoană era așa de urgent că celelalte nu mai contau. Înțelegeți? Și atunci toată lumea se focaliza pe acea urgență. Acum nu spun că ceilalți erau lăsați să moară, dar nu erau atât de gravi. Știți? Deci ne focalizăm. Și așa și aici. În momentul în care, practic, este dat sistemul ăsta de alarmă în corp, trebuie să știți că sistemul imunitar nu este considerat o prioritate. Este important, dar nu atât de prioritar. Și în momentul ăsta se închide, se dă buton de stand-by. Ia stai tu acolo și așa consum cam mult și ne trebuie energia în partea asta la. Acum, problema este în felul următor. Că n-ar fi o problemă că temporar se oprește sistemul imunitar din ordin central, de sus, de la șef. Dacă lucrul ăsta rămâne așa, că ar merge pentru o perioadă, eu știu, scurtă, ca să fie oprit sistemul imunitar și apoi să fie dat butonul de pornit. Problema este că nu mai apare acest semnal de repornire a sistemului imunitar. Și de ce nu mai apare? Și asta e o eroare foarte mare. Apare pentru că dacă nu se oprește stresul, adică noi nu reușim să începem să înțelegem că avem un organ care a clacat, ficatul, de exemplu, sau vesicula biliară, și că avem o avarie în corp, noi ar trebui în momentul ăla să ne ducem la medic. Și ar trebui în momentul ăla să reparăm acel organ. Că acel organ este ca o, să zicem, ceva care pierde energie prin el. Este ceva care, ca o țeavă, o instalație care s-a defectat și se curge toată apa pe acolo. Și dacă nu oprim, nu reparăm conducta, ca să oprim toată, să deblocăm avaria, trebuie să știți că starea de stres rămâne. Rămâne alarmă, adică pompierii rămân acolo și rămân un stop la un moment dat. Pentru că noi nu suntem prezenți și nu știm că trebuie să mergem să rezolvăm această avarie, avaria însemnând un organ bolnav și nu prea știm să depistăm lucrul ăsta singuri, nu avem nici autocontrol, nu avem nici educație, pentru că mergem la doctor decât când e foarte rău și când ne doare. Nu știm să mergem decât dacă ne-a semnalat vezicula biliară o disfuncție sau dacă avem o problemă, că avem, de exemplu, colici foarte mult, dar la colici mergem când ne doare, dar vreau să zic. Deci mergem decât în stare de urgență noi când e mare problemă. Eu am avut astăzi un pacient care spunea că a fost foarte șocat de discuția cu mine pentru că a fost o discuție foarte directă și nu mi-a fusese la medic deloc. Adică nu că din când în când, deloc. Și era prima lui discuție cu mine. Și eu am o discuție foarte liberă. Deci a fost adevărată experiență pentru dânsul. Așa rămăsese chiar niște momente de blocare, pentru că nu avea această discuție. Deci nu fusese, nu știa cum este. Și l-am întrebat, bine, eram mai în vârstă, avea 40 ceva de ani, și l-am întrebat, dar cum e posibil să n-ați fost până acum? Păi dacă n-am fost bolnav. Și am spus, da, dumneavoastră aveți mașină? Da. Și pe mașina dumneavoastră o duceți la serviciu. Zice, da, la 10.000 de kilometri. Și pe dumneavoastră ce nu v-ați dus? Că nu-i normal. Zic că ar trebui să fie ca la amenzi, că, la, că dacă nu vă duceți cu mașina la serviciu, sunteți amendat. Așa ar trebui să fie și aici. Cu unul ca dumneavoastră, așa ar trebui, știți? Bun. Acum, practic, dintr-o astfel de situație de stres care nu se întrerupe. Deci când rămâne organismul pe stres, adică rămân semnalele, aoleu, o problemă de stres, noi rămânem pe termen lung într-un cerc vicios, ajungem să fim într-un cerc vicios, de stres continuu și de blocaj de sistem imunitar, cu sistemul imunitar în stand-by, așa ne învârtim în cerc. Și trebuie să știți că după aceea este foarte greu, foarte greu, că organismul nu mai face el, de relansat, de reactivat, de repornit sistemul imunitar. În orice caz, în cabinetele medicale, sistemul imunitar se repornește la copii mai ușor, în 2 luni, 3, dacă este blocat sau este foarte jos. Știți că marea majoritate avem o mare problemă noi în medicină, pentru că noi nu investigăm sistemul imunitar la ființa umană. Nu știm să facem lucrul ăsta. Ar trebui să fie primul lucru pe care trebuie să-l facă medicul când intră pacientul pe ușă. Să vedem dacă în interiorul pacientului lucrează sistemul imunitar, doctorul din interior lucrează acolo și este și el activ. Ca să ai cu cine să vorbești. Că tu, ca medic exterior, nu tu faci vindecarea. Tu asiști autovindecarea din corp. Că asta este un fel de ajutor, deci încerci să evaluezi acest lucru. Și atunci, dacă sistemul imunitar este blocat, despre ce autovindecare vorbim? Că nu mai există. Și e foarte important atunci să știm că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să vizualizăm sau să măsurăm într-un fel sistemul imunitar, starea lui, și apoi să repornim motoarele sistemului imunitar. Pentru că dacă îl reactivăm, și apropo, lucrul ăsta se face greu, se face în 6 săptămâni, deci nu se face ușor, pentru că e foarte greu să intervii peste sistemul nervos vegetativ, să faci tu comandă peste el, este obișnuit să funcționeze singur și de capul lui. Și eu chiar am încercat să lucrez, să inversez așa, dintr-o stare de stres într-o stare de relaxare, și nu mi-a permis. Adică pot să fac lucrul ăsta, dar nu imediat. Adică e o tempo în care poți să faci acest lucru și până atunci ai repercusiuni în corp încă. Iar cei mai bine reacționează copiii la asta, pentru că ei au, sunt mai, cum să zic, nu sunt așa mai afectați și sistemul lor imunitar e mult mai puternic, știți? Adică sunt mai... nu este rodat atât de mult, nu este agresat atât de tare și au o capacitate de autovindecare fantastică. Vreau să spun că la copii tratamentul în homeopatie și în general în medicina holistică este foarte lejer, adică o lună, 2, maxim 3, când se rezolvă aproape orice problemă pe care o au. Pe când la adulți, dacă vorbim de motoare nepornite ale sistemului imunitar și vorbim pe termen lung, trebuie să știți că lucrurile sunt mai grele. Eu am pacienți, de exemplu, astăzi am avut o pacientă care durase 3 luni de zile și nu porneau motoarele astea, adică procesul de autovindecare nu începuse în corp, primise picături, dar numai că boala era foarte veche, avea niște probleme foarte vechi de rinichi, de foarte mult timp, infecții cronice, un helicobacter pylori, bineînțeles, la nivelul stomacului, care reflecta starea de imunitate scăzută pe care o are în corp, pentru că asta este unul din semnale. Un sistem ganglionar cu probleme, pentru că sistemul imunitar se vede foarte bine la electrosomatograf. Avem o poză a întregului sistem de ganglion, deci noi vizualizăm așa, în primele minute, imediat sistemul ganglionar. Și vreau să vă spun că, practic, în momentul în care începi să lucrezi și începi tu să stimulezi de afară, că ăsta e rolul picăturilor pe care le dăm noi, de exemplu, și al medicului, să stimulăm sistemul de autovindecare în interior, tu ca medic mare lucru nu mai faci. Care pornim motoarele și de cât poți să potențezi acest lucru, pentru că sarcina ta de vindecare în corp o preia acest sistem nemaipomenit extraordinar care se numește sistemul imun, doctorul interior. Trebuie să luăm un scurt moment de publicitate. Vom continua discuția noastră după câteva minute. Doamnelor, domnilor, rămâneți așadar pe Argeș TV.